Salutare! Suntem Doru și Delia și poate vă întrebați ce căutăm noi pe canalul lui Costi, având în vedere că și noi avem un canal de YouTube. Așa că dacă vreți să vedeți vloguri haioase și cu noi, căutați Doru și Delia. Însă astăzi am decis să participăm și noi la proiectul pe care îl are Costi în desfășurare pe canalul lui, și anume acela de a arăta cum trăiesc românii în Anglia. Și atunci am zis, haideți să arătăm și noi colțișorul nostru de rai sau... De nebunii. Ceea ce, exact, cum îl numim noi, colțișorul de nebunii, în așa fel încât să construim, la încercarea lui Costi, de a contura o imagine corectă asupra modului în care oamenii trăiesc, în general în diaspora, cu precădere în Anglia. Așa că Doru a spus să nu lungim foarte tare cu intro-ul și să trecem la treabă, să vă arătăm casa noastră. Aici, în primă fază, este practic living-ul sau sufrageria, pe care noi am decorat-o în roșu și alb. Mi se pare o combinație foarte drăguță. Și aici ne primim noi oaspeții, care sunt puțini, dar e un locșor destul de cozy, care nouă ne place foarte mult. Aici avem spațiu unde noi luăm masa zi de zi, măsuța noastră. La fel, când vin oaspeții, aducem mai multe scaune, tragem masa în mijloc și facem aici paranghelie și o întreagă petrecere foarte, foarte rară însă asta. Dar aici este colțișorul meu preferat, și anume bucătăria, o bucătărie foarte spațioasă cu un loc de gătit și care poți să te desfășori foarte bine. Avem tot ce ne trebuie în această bucătărie. Avem aici frigiderul, cuptorul cu microunde, este l-am adus noi. Aici avem un uscător, mașină de spălat vase, mașină de spălat trufe, deci are toate utilitățile această bucătărie hotă. Asta și vreau să spun, că în această casă ce am găsit noi a fost doar bucătăria, în rest toată mobila este adusă de noi. Dar să mergem la primul etaj. Aici avem un spațiu de depozitare, aici avem o baie cu un WC și o chiuvetă, nimic interesant, deci nu are sens să o arătăm, un hol destul de spațios. Aici avem prima cameră, pe care noi am transformat-o într-un dressing, sau mai bine zis, pe lângă bucătărie, colțișorul meu preferat. Aici este colțișorul de răsfăț, pentru că aici mă machez, aici îmi fac unghiile sau mă mai relaxez nițel. Asta este spațiul meu preferat din toată casa, unde îmi țin eu parfumurile, machiajele. Iar aici este propriu-zis dressing-ul. Bună, Doru! Mergând mai departe, avem o baie. Aici este baia mare, cum o numim noi, cu toate cele, chiuvetă, WC-ul și coadă. Și aici, spațiul lui Doru preferat, și anume biroul, sau, cum îmi place mie să spun, camera de cafea. Mie îmi place, ăsta este colțișorul meu preferat din această cameră. Iar ăsta este colțișorul lui preferat, pentru că aici își face el toată treaba, proiectele lui. Desigur, vin și eu și mai acaparez acest locșor din când în când, dar n-am să mint că este 95% al lui. Afară avem o priveliște destul de neutră, adică avem câteva case destul de îndepărtare, avem o parcare și aici este un magazin de haine care are și coafor, sunt mai multe coafor, salon de tatuaje, la care merge Doru din când în când, deci mai... Never! Și acum să mergem în colțișorul de nebunii, în dormitor, pentru că la al doilea etaj avem dormitorul nostru. Ta-da! Pe care l-am decorat cât mai simplu, cu mobilă cât mai puțină. Avem doar această comodă în care ne ținem noi mărunțăriile. În rest avem patul și două noptiere și cam atât. Nu avem, după cum vedeți, televizor, nu avem nimic care să ne distragă atenția de la niște lucruri, cum ar fi somnul, desigur. Și aici avem o baie cu duș, cabină de duș, chiuvetă și WC-ul. Detaliile din baie, care sunt destul de intime. Aici am decorat cu câțiva magneți din călătoriile noastre. Este practic, cum să zic, un moment de relaxare când ne uităm către magneții noștri și vedem pe unde am mai fost și pe unde ne dorim să ne reîntoarcem. Cam asta este căsuța noastră și sperăm să îți servească acolo în demersul tău, Costi. Totodată, noi am făcut și un video în care vă prezentăm toate costurile pe care noi le avem lună de lună în această casă. Așa că dacă sunteți curioși, căutați pe YouTube Doru și Delia. Da, noi vă așteptăm și la noi pe canal și vrem să-i mulțumim lui Costi pentru că ne-a integrat și pe noi și ne-a făcut parte din proiectul lui. A fost o experiență extraordinară și pe voi vă așteptăm și la noi pe canal. Dacă v-a plăcut acest video, desigur, dați-i subscribe lui Costi, dați-i un like și dați-i share prietenilor voștri și sperăm să ne revedem și cât mai curând, nu? Spor la treabă! Pa! Hei, ce faci, Alessia? Bine! Alessia, ați vrea să ne prezinte căsuța.
o să vă prezentăm cum arată o casă în Anglia. Așa arată căsuța în care stăm noi. Începem cu bucătăria. Asta e bucătăria noastră. Când am venit aici prima dată, am găsit frigider, aragaz, hotă și mașina de spălat. Restul între timp le-am mai cumpărat noi, cuptor cu microunde, aparat de cafea, masa, scaunele, canapeaua. Astea toate le-am cumpărat noi. Și de aici avem ieșire afară. O curte frumoasă. Da, avem ieșire afară în curte. E vreme frumoasă, o să ieșim la plimbare azi. Într-un parc. Deci cam asta e bucătăria noastră. Acum hai să mergem mai departe să vedem. Da. Chiar aici jos lângă bucătărie e o baie de serviciu. Doar chiuveta și toaleta. Hai să urcăm la primul etaj. Și după aia la al treilea. Da. Ok, acesta este livingul nostru. Aici este locul unde noi băieții ne desfășurăm activitatea pe PlayStation, cum s-ar zice. Alesia, acolo spatele tău ce e? Șemineu. Da, aici e locul unde ar trebui să fie un șemineu electric, pentru că un șemineu cu foc adevărat nu avem voie. Aici avem geamul, deci vedem partea din fața casei. Așa, și dincolo vedem partea din spate a casei. În care se vede curtea noastră. Da, de aici vedem curtea. Și o trampolină e acolo. Acolo vine la noi în curte. Așa, asta e canapeaua noastră, cumpărată tot de noi. Aici e colțul Alesei, uitați, carioci, creioane, oglindă, chiar și niște măzgălele aici ce făcute de ea. Niște creații de-alea Alesia. Așa, ce mai avem? Ce e asta? O oglindă în formă de... Da, o oglindă în formă de pană. Da. Acesta este punctul meu de lucru. Aici editez toate videourile. Asta e o vitrină. Yeah. Ce faci? Obosit tot aici. Ai obosit? Hai să mergem și mai departe. Hey. Hai să mergem sus. Eu merg la pică, mă leu. Și am ajuns prima. Și... Aici suntem în dormitor. Unul din cele trei dormitoare. Aici dormim noi și Alesia. Aici acesta este patul nostru. Și acesta e patul Alesiei. I-am decorat și camera. Și ăla. Acestea sunt preferatele ei. Aici e o ușă, da? Și un dulap. Aceste dulapuri sunt deja instalate în perete. Deci nu mai e nevoie de dulapuri în cameră. Da? Și aici e o debăra unde avem numai jucăriile lui Alesia. Da? Și aici de sus la fel. Avem vedere jos. Da? Și... Da, aici mai e un dormitor. Care e lui Costi. Da? Și aici e toaleta. Baia cu dușul. Da. Dușul arată ceva de genul. Da, iuveta și toaleta. Astea sunt. Ciocadă. Și să mai vă arăt ceva. Ce vrei să ne mai arăți? Aici dulapul de truse de sculă. Da. Scule. Aici e ca, tot așa ca o debara, chiar la ieșirea din cameră unde poți să pui orice vrei să nu te încurce. Da, ce vrei să nu te încurce prin casă, depozitezi acolo. Aceasta a fost căsuța noastră, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like. Pa, pa! Pa, pa! Vă salut și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Ceea ce ați văzut a fost partea a doua, așa cum v-am promis că o să fac și partea a doua la vlogul cum trăiesc românii în Anglia. În prima parte v-am arătat pe străzi, v-am arătat
din link-uri v-am arătat câteva străduțe unde trăiesc englezii și unde trăiesc o parte din români. Am făcut și un anunț în acel vlog în care v-am cerut vouă abonaților, v-am cerut să-mi trimiteți filmări dacă locuiți în Anglia, cum arată zona unde locuiți voi, în casă și așa mai departe. Din păcate, aceste filmulețe au fost singurele care le-am primit de la voi. Mulțumesc Doru și Delia, Alessia și Dan Andrei Tutune. Dacă v-a plăcut acest gen de vlog și o să fie destule vizualizări, vreau să fac și partea a treia. Numai că de această dată mi-aș dori să facem cumva o comparație între România și Anglia sau, de ce nu, România și alte țări din Europa, America, Canada, depinde de unde sunteți voi și de unde vă uitați. Cam același gen de video aștept de la voi, același tip de vlog o să fac, dar de această dată o să facem o comparație între mai multe țări, nu doar Anglia și inclusiv România. Deci, în următorul proiect vă aștept cu filmări, lăsați-mi filmările pe care voi le trimiteți pe adresa de mail, o găsiți în descriere, trimiteți-mi acolo filmări cu ce vreți voi, nu contează, n-are importanță, din casă, din baie, poate și mașina pe care voi aveți, cum arată casa, ce condiții aveți. Să facem cumva o comparație, să vedem cum arată, eu știu, o baie în Canada, cum arată o baie în Franța sau în Anglia, România. Facem comparație, să vedem cum trăiesc românii din afară și cei din România. Fac acest gen de material pentru că mulți români care nu au plecat niciodată din România, nu au vizitat alte țări și au copii sau nepoți sau prieteni plecați afară, au văzut acele vloguri pe YouTube sau de la știri în care poliția intră peste niște emigranți care locuiau în niște case părăsite, dacă vă aduceți aminte, am văzut chestia asta la Pro TV parcă, printre care și români. Și vă dați seama că părinții noștri, eu știu, rude apropiate, prieteni din România pot să asocieze astfel de situații cu mare parte dintre noi, cum cred ei că noi trăim aici. Ceea ce v-am prezentat eu în prima și a doua parte sunt doar anumite situații. Deci nu toți trăiesc ca Doru și Delia, nu toți trăiesc ca sau au condițiile cum ați văzut și la Alessia în casă sau la Dan. Sunt și condiții mai bune, sunt și condiții mai puțin bune, sunt și români mulți care trăiesc în share house. Nu știu dacă și în alte țări se trăiește în share house. Eu am mai fost în Japonia și acolo nu exista conceptul de share house. Deci aș vrea cumva să facem aceste vloguri în primul rând pentru a informa pe cei de acasă. Pentru informare, pentru a arăta realitatea. Nu ce vă arată ce ați văzut voi la televizor, la Pro TV sau la știri, cum evacua poliția câțiva imigranți, v-am zis, care stăteau într-o casă părăsită, probabil veniseră pentru câteva luni, nu vreau să plătească chirii, nu aveau acte, cine știe care a fost situația de acolo. Și nu prea am văzut așa multe emisiuni sau știri despre românii de succes. Sunt, dar nu am văzut așa de multe și asta ar trebui promovat. Ce încerc să fac este foarte greu pentru că nu sunt români dispuși să facă chestia asta. Mulți care au bani se feresc să arate că au bani, de frică să nu vină cineva peste ei în control. Altora poate nu pur și simplu nu vor să arate cum este la ei în casă. De aceea mai fac și de această dată un anunț și vreau să facem un proiect să cuprindem mult mai mult. Adică și alte părți din Europa și din America, de ce nu, v-am zis, Canada, Japonia, oriunde sunteți în lume și dacă vedeți acest vlog, dacă nu, măcar dați pe Facebook la voi dacă aveți un prieten care locuiește în afară și dorește să participe la acest proiect. Dacă aveți canale de YouTube, vă puteți face singur o promovare cu această ocazie. Este gratuit, nu vă cer niciun ban sau nu este vorba de bani aici. Doar încerc să fac ceva cu imaginea asta a noastră, celor din diaspora, pentru că
este destul de șifonată. Vreau să vă spun că atunci când a venit maica mea pentru prima oară, ca să înțelegeți reacția și ce a crezut ea că o să vadă când vine aici, după ce a plecat a spus că m-am liniștit. Deci după ce a plecat de aici, am întrebat-o la telefon când a ajuns acasă dacă i-a plăcut Anglia și ce a văzut aici. Și asta mi-a spus, că s-a liniștit. Deci, ca să înțelegeți că ea era îngrijorată. Deci mulți dintre părinții noștri, prieteni, rude, v-am zis, stau cu grija noastră pentru că poate într-o anumită situație nimeni nu vă imaginează pe voi să stați singure. Stat cu părinții până la 18 ani, 20 de ani, nu știu, ai plecat de acasă și acum stai tu singur printre străini. Cine știe ce se imaginează? Poate dormi pe străzi, dormi și nu spui, sau printr-o rulotă, cine știe ce pot ei să gândească. Mă repet, dar cred că este important să las acest mesaj. Este foarte important ca ei să vadă lucruri reale. Asta este partea frumoasă a YouTube-ului, că noi putem să arătăm lucruri reale. Nu trebuie să fii reporter, nu trebuie să faci parte dintr-o televiziune, să lucrezi pentru o anumită televiziune ca să arăți lucruri simple, care lucrurile simple sunt cele mai importante. Nu ne uităm la cum arată, eu știu, în videoclipuri, artiștii își arată casele și se dau mari cu ce mașini au și ce case au ei și noi stăm să visăm chestia aia, dar în același timp știm sau realizăm că noi nu o să ajungem niciodată la nivelul ăla. Ba putem să ajungem la nivelul ăla și putem să, noi youtuberii putem să arătăm oarecum dacă este posibil ca românii plecați afară pot să atingă succesul, în ce condiții trăiesc și așa mai departe. În încheiere o să vă las cu încă un filmuleț trimis de către Dan cu o zonă superbă din Anglia, filmată de el din mașină. O să vă las să vă uitați dacă sunteți interesați. V-am zis să vedeți și din alt punct de vedere a ceea ce fac eu, pentru că eu nu sunt, v-am zis și în vlogul trecut, eu nu sunt ambasadorul României în Anglia, eu nu vorbesc numele tuturor, deși mi s-a mai atribuit această denumire sau să zice că am fost acuzat că nu spun realitatea și că arăt doar o parte care nu reprezintă diaspora. Tocmai de asta fac aceste proiecte cu filmări de la voi, ca să vă dau șansa să participați chiar voi. În loc să mă lăsați comentarii de genul băi, ce vorbești tu nu este adevărat, voi îmi puteți trimite mie pe mail filmări de la voi, din casă, de unde munciți, din ce mașini, nu contează. Ce vreți voi îmi trimiteți și eu am să le atașez în următorul vlog, ca să lămurim odată pentru totdeauna dacă eu mint prin vlogurile mele. Eu doar am făcut ceea ce am spus, ceea ce am văzut, ceea ce am trăit. Asta am văzut, asta am spus. Că este vorba despre 10% sau 1% sau 90% din cum trăiesc românii, n-am de unde să știu cum trăiesc toți românii din Anglia. Dar prin voi pot să cuprind mai multe zone din Anglia. Cu cât trimiteți mai mulți, cu cât am mai mult material, pot să fac mai multe experiențe, mai multe exemple de la românii din diaspora. Sper că v-a plăcut și sper să dați share mai departe, sper să vă ajute cu ceva acest vlog, în sensul că vă arăt ceva care nu cred că ați mai văzut până acum și sper să participați la următorul proiect despre care v-am povestit. Până data viitoare, eu am fost Constantin Ivan, dacă nu v-ați abonat, v-aș ruga să o faceți. Am foarte multe proiecte, foarte multe vloguri despre subiecte diferite, așa că intrați și în lista de vloguri, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare cu următorul vlog. Ceau, vă pup la inimioară!
Thank you.